să rectific. Am început cu apusul stângul dimineața aceasta, am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, am pronunțat Evanghelia după Luca. Normal că îmbătrânim, trebuie să acceptăm de multe ori că asta este drumul pe care Dumnezeu, în îndurarea Lui, ne așteaptă și fiecare dintre noi să înțelegem voia lui Dumnezeu și privire la viața noastră, chiar dacă anii trec, trebuie să dăm dovadă că suntem pe calea lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc, să știți, în viața mea, în aceasta să vorbesc câteva cuvinte, fratele amintea aici, din viața aceasta, în mod special, a fost o deschidere în direcția aceasta. Și amintea, fratele, despre lucrurile pe care se întâmplă acestui om, însă, cuvântul din dimineața aceasta pe care l-am citit, vorbește foarte multe lucruri, însă eu aș vrea să mă opresc doar la un singur verset, versetul 33, frate, pe care vreau în dimineața aceasta să-l analizăm din punct de vedere scriptural, să-l înțelegem. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea din cazul, dar îndrăzniți pe ce m-a biruit lumea. Amin. Versetul de mai sus, frate, pe care l-am citit, prezintă un mesaj pentru vremuri grele. Prezint acest mesaj pentru vremurile în care poate noi suntem conștienți că sunt și în vremurile noastre. A fost rostit în Domnul Iisus Hristos. Acest cuvânt a fost rostit în Joia Mare, în săptămâna patimilor, în camera de sus. Mântuitorul, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune că Mântuitorul se pregătea pentru capitolul final al misiunii sale de pământul acesta. Era momentele când El a strâns ucenicii lângă El, ucenicii erau probabil triști după cuvântul pe care Domnul Iisus îl rostea, erau triști și apăsați în sufletul lor. Însă Domnul Iisus Hristos se uită asupra lor și le spune cuvânt de încurajare, le spune cuvântul pe care acest cuvânt îl explică în mod direct și le spune de vremea în care urma ca ucenicii să petreacă timpul pe care urma să se răsfoarte Domnul Iisus Hristos. Ce înțeleg în dimineața aceasta pentru fiecare care suntem mai în viața de copil al lui Dumnezeu, fraților, nu înseamnă doar un păzor roșu și cu mult strandafir pe ea, așa cum poate și un tip rosel. Ca copil al lui Dumnezeu m-am pocăit și de aici încolo nu mai am probleme. Însă înțelegem în dimineața aceasta că un pocăit este conștient de faptul că trăiește în lumea aceasta a problemelor și nu este scutit de nicio problemă pe care lumea sau pe pământul acesta pe care îi se pune la dispoziție. De aceea, înainte de a vorbi dimineața aceasta, uitându-mă în pasajul Scripturii, am câteva întrebări pe care ar trebui să răspundem în dimineața aceasta, întrebări pe care provoacă noi cu multă seriozitate privind în Sfânta Scriptură. Și un prim lucru pe care mă întreb în dimineața aceasta și o întreb, ne întrebăm cu toții, ce ne motivează să mergem înainte și să rămânem lângă Domnul Iisus Hristos chiar și atunci când trecem prin valea umbrei morții? Ce ne motivează? Domnul Iisus Hristos ne spunea ucenicilor ca un semn de avertisment și le spune de vremurile care urma să vină. Însă vremurile acestea le trăim și noi astăzi. Vremurile acestea vor continua și în generațiile care urmează după noi. Însă întrebarea sună în urechile noastre, ce ne motivează să mergem în ciuda tuturor lucrurilor, chiar în valea umbrei morții, stând lângă Domnul Iisus Hristos? Ce fundament trebuie să ai? Ce suport statos, ce suport în care să susții acest lucru? O altă întrebare. Cât de adevărat mai este cuvântul Mântuitorului și pentru zilele noastre în care trăim? Cât de adevărat este? Că de multe ori, dacă te uiți cuvântul acesta, îl cântărim cu lucruri vremelnice. Cuvântul se pune de multe ori și îl punem într-un cântar și de multe ori nu suntem în stare să hotărâm după cuvântul lui Dumnezeu. De aceea s-a infiltrat. De aceea se infiltrează tot felul de învățături. Însă ce spun în dimineața aceasta, mă rog ca Duhul Sfânt să ne trezească. Dumnezeu să ne facă să înțelegem cât de important e cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și cine crede cuvântul lui Dumnezeu, va rămâne biruitor și va birui din biruință în biruință, pentru că El promite lucrul acesta. O altă întrebare, frate, valabilă pentru noi și fratele amintea de Iov, lucrurile care este un om care a rămas ca model în Sfânta Scriptură, în încercările pe care a trecut omul acesta. Cum putem avea noi o viață liniștită?
în mijlocul furtunii. Cum să ai o viață plină de pace? Domnul Iisus îi avertiza pe ucenicii de spui, v-am spus aceste lucruri, să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar voi faceți un lucru, îndrăziți, că eu am biruit lumea, binecuvântat să fie în pere lui. În al patrulea gând, o patra întrebare, fraților, în ce fel putem să experimentăm cuvintele omului lui Dumnezeu Iacob, pe care le spune în capitolul 1, versetul 2, care sună ca o provocare pentru fiecare dintre noi, spunând, frații mei, să priviți, nu ca o bucurie, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și m-am uitat la cuvintele acestea și mă uit și-mi dau seama cât de neputincios suntem. De aceea, în dimineața aceasta, vreau să rămân la cuvântul lui Dumnezeu, frați și soră. Vorbesc cu unor oameni care cred că știm de unde venim și unde ne îndreptăm. Nu suntem aici să pierdem timpul. De aceea vorbesc cu unor oameni cu maturitate și mă rog ca Duhul Sfânt prin cuvântul Evangheliei să se ocupe de fiecare dintre noi. Să ne cerceteze, să înțelegem, frați și soră, să înțelegem bine voia lui Dumnezeu. Așa să privim cu atenție, să traducem aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos le spune și să le traducem, să le aducem cam pe înțelesul nostru. Să înțelegem ce vrea Domnul Iisus să spună. Pentru că le știm de multe ori și trecem cu ușurință. Însă ele au o mare semnătate. E cuvântul Domnului și de aceea un prim lucru pe care vreau să vă opresc în dimineața aceasta, o primă semnificație care se găsește aici în versetul 23 din Ioan 16, este că Domnul Iisus Hristos îi pune în gardă pe ucenici, îi somează pe ucenici cu privire la existența lor pământească și le spune că în lume veți avea necazuri. Asta înseamnă pentru mine în dimineața aceasta și pentru dumneavoastră, înseamnă în primul rând o științare. Și cuvântul Domnului, pentru primul lucru, trebuie să înțelegem, un prim lucru din cuvântul citit, este înștiințare pentru fiecare dintre noi. În lume veți avea necazuri. Asta înseamnă că nu vom fi scutiți de el. Conform spusele Domnului Iisus Hristos, dacă ne-am uitat în Evanghelia după Luca, capitolul 10, Domnul Iisus Hristos vorbește și le spune că statutul vostru, ca uceniței mei, îi compară cu niște mei care au fost trimiși în mijlocul lupilor. Și mă întreb în dimineața aceasta și mă întreb, ce șanse au niște mei în mijlocul lupilor? Dar nicio șansă, din punct de vedere omenesc, nu există. Însă Domnul Iisus spune, vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Frate sorori, haideți să fim foarte concreți. Noi suntem parte din generația pe care facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, lăudată pe numele Lui. Amin. Însă împotriva acestui curent pe care lumea și pe care ceea ce se întâmplă în jurul nostru a luat un asalt foarte mare și continuă și ne uităm că de la o zi la alta omenirea aceasta, lumea în care trăim, se împotrivește tot mai mult planul lui Dumnezeu, se împotrivește tot mai mult voie lui Dumnezeu, nu-L mai recunoaște și mai mult dacă se împotrivește și Duhului Sfânt. De aceea, cuvântul Domnului ne invită dimineața aceasta ca să privim la tablou din Scriptură, să ne dăm seama ca oamenii lui Dumnezeu, ca niște adevărați ucenici pe care Domnul Iisus i-a înzestrat, i-a chemat, i-a împuternicit, suntem și ne regăsim printre ei. Însă cuvântul Domnului ne vorbește aceste adevăruri. Și aș vrea să vă invit să privim un tablou din Sfânta Scriptură pe care Apostolul Pavel îl vorbea în vremea celor din Corint. Deschidem la 2 Corinteni, capitolul 6, și are să știm câteva versete pe care vorbește în mod special Apostolul Pavel aici pentru cei care s-au înrolat în oastea lui Hristos, în cei care se rămână ucenici și să o ducă cu responsabilitate. 2 Corinteni, capitolul 6, citind de la versetul 4, haideți să vă urmim scurt câteva versete aici. Și în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori a lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoie strântorări, în bătăi, în temnițe, în răsoare, în osteieri, în vegheri și în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apăsare pe care le dă neprihănirea, în slavă și locare, în vorbire de rău și în vorbire de bine, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul.
Suntem priviți ca niște necunoscuți, măcar că suntem binecunoscuți. Ca unii care vin și iată că trăim. Ca niște pedepsiți, măcar că nu suntem omorâți. Versetul 10. Ca niște întristați și totdeauna suntem veseli. Amin. Ca niște săraci și totuși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic și totuși stăpânim toate lucrurile. Amin. Vreau să vă rezumăm ceea ce am citit aici. Și vreau să vă spun că tabloul în care se regăsește ucenicii Domnului Iisus Hristos. În primul rând, greutăți. Citeam aici. Greutățile copiilor lui Dumnezeu. Necazuri, nevoi și strâmtorări. Și cred că fiecare realizăm, fiecare ne dăm seama că aceste lucruri se întâmplă și între noi și în Biserica Domnului. Oricum ne-ai duce pe lumea aceasta, oriunde ai alergat pe planeta aceasta, aceste lucruri ca copilul lui Dumnezeu te urmăresc. Constrângeri, continuă în patru aici și spune, constrângeri din partea lucrării. Lucrarea lui Dumnezeu nu-i simplă. Spune Apostolul Pavel, osteniel, veghe, posturi. Însă mare atenție că la toate lucrurile acestea, Apostolul Pavel nu uită să scoată calificativul din viața unui copil al lui Dumnezeu și îi spune că în toate lucrurile acestea trebuie să se găsească curăție, înțelepciune, răbdare, bunătate, dragoste și în orice dragoste. O dragoste neprevăzută, spune Apostolul Pavel aici, și de multe ori spuneți, chiar lipsiți de lucrurile materiale, însă îmbogățiți de lucrurile spirituale, îmbogățiți de lucrurile duhovnicești ale lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Frați și noi, este primul punct pe care ne înștiințează. Când ne-am rugat în oastea lui Dumnezeu, noi trebuie să fim conștienți ceea ce ne așteaptă. E adevărat că unii au mai mare încercări, alții mai puține. Însă ori vrem, ori nu vrem. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu, toți trecem pe aici. În lume veți avea necazuri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Trăim într-o lume, frate și soror, și așa vă spuneam, este tot mai împotriva lui Dumnezeu. Trăim într-o lume când parcă toate lucrurile lovesc în Cel care ne-a creat și care ne-a așezat și suntem coroana creaturii lui Dumnezeu. Însă, Domnul Iisus Hristos de multe ori vine și ne spune că viața nu este ușoară de unul singur. Însă un om care El este înrolat în oasă lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, ne promite că El va fi cu noi. Și trebuie să înțelegem, toți oamenii avem încercări, toți oamenii trecem prin diferite probleme, însă diferența este foarte mare. Un om care în momentul încercărilor te simți